Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Mamă, iarăși avem cine știe ce nebunie. Ia să vedem. Să vedem ce e de ales. Bă, poate e bine că n-am câștigat. Cine zici? Da, nu știu. Proba de astăzi, despre care vă vorbeam și spuneam că o să vă placă. Da. Se numește bugete. Buget! Bine, bine. Aia cu opulența și cu sărăcia. Eu care am mai lucrat la emisiunea asta și în celelalte 8 sezoane, știu că e vorba de un buget mare, unul mediu și unul mic. Data trecută ați avut mare și am avut mare noi? În sezonul trecut ați avut buget mare. Atențiune! Un Saint-Jacques cu caracatițe pe ieftineală. 60. Bine! Ăla e mediu. 60 de roni. 60 de lei ce? Acesta este bugetul lui Florin. A, mi-l dai de direct? Ai câștigat. A, ok. Bugetul cel mai mare, evident. Am înțeles. Păi nu era vorba că ne alegem? Mi-a fost atribuit din start bugetul mare, buget pe care nu mi-l doream. Opulență, ai avut tot ce ți-a trebuit, bogatule. De ce n-ai făcut totul perfect? De ce nu știu ce? Așa că... Mie bugetul mare nu-mi place. Niciodată nu mi-a plăcut bugetul mare. A fost un dezavantaj faptul că am câștigat proba dinaintea probei. Mamă, noi o să avem 20 de lei. Deci avem un 40 de lei, cred. Sorin. 40. 30. Mai. Oh, bun. E bine. Să facem un 30. Da, e bine. Și am zis, băi, perfect, nici cel mai mare, nici cel mai mic, dar și șef Bonte avea, era puțin sceptică. Bugetul de mijloc nu are nicio șansă niciodată, ca să știți. Întotdeauna, ori la mare câștigă, ori la mic. Asta e lege. Mamă, dacă e la jumătate și e 15? Aoleu! Și găina! Dacă e la jumătate și e 15? De ce Cătălin, aoleu? De ce Cătălin? Nu știu ce-o fi acolo, ia! De 15 lei faceți pufuleț! Ești băiat deștept, tu te descurci și cu bani puțin și cu bani mulți. Ești tu generoasă, măcar 5 lei, 5 lei, 5 lei, 5 lei. Hai să vedem. Ia. 5 lei. Bă, dar proastea s-i e primit. Bugetul de săraci. Pe sărăchie. 60 lei. Pe sărăchie. Ai văzut, au fost mai mult de 5 lei. Zi tu, Vincențu, că l-au ieftină, dar tu știi cel mai bine meniuri de astea ieftine. Bă, nașpeală, rău. E groasă, 15 lei nu sunt foarte mulți. O temă cu răsunet în istoria sezoanelor la cuțite, bugetele pun mintea șefilor la contribuție pe 3 sume fixe. În limita lor pot face apel la cămară vizând să facă spectacol după buget. Cum sunt obișnuiți cu opulența, cu siguranță se simt încorsetați de cifrele ce trebuiesc respectate întru totul. Să reținem, șef Florin, 60 de lei, șef Sorin, 30 de lei și doar 15 lei, șef Cătălin. Deci, tu ce ai pus în aia? Deci, trufă, ciuperci, ceapă, pulpa de pui, da, ceapă, sosul e un beșamel cu smântână și garnitura. Și garnitura am avut ciupercile sotate cu mămăligă. Oricum, noi am zis de la bun început, indiferent ce ni se dă de gătit, astăzi vom găti pulpa de pui umplută pe care a gătit-o Ștefan. La duel. Am făcut planul de bătaie, le-am explicat ce am făcut în farfurie, pentru că ce am făcut acolo a fost o farfurie destul de simplă și noi suntem 7 în echipă și putem să facem puțin mai mult. Faci piureu de cartofi, că avem cartofi gata curățați. Stăm bine în 60 de lei, putem să facem pulpele de pui cu trufe. E ok, zic că ne încadrăm, chiar ne încadrăm. Mamă, pe aici totul e scump. Ce putem găti? Păi, rața e scumpă, somonul e scump, ce poți să iei de pe acolo? E niște porc, altceva ce poți să iei, nu? Da, mă, luăm mușchiuleți de porc, facem sote de spanac. Niște porc, am zis, ok, niște mușchiuleți de porc, un spanac, un piure, o ciupercă, că nu e foarte scumpă nici aia, trei ciuperci la tăiate în patru. Și zic, asta facem. Putem să facem și legume, brocoli, trage la tigaie cu unt. Nu e scump? Acolo mai că brocoli e scump. Cartoful e cel mai ieftin. Și aici cartofi curățați. Gata, așa facem, hai. Zic, asta e, îi dăm bătaie. Vedeți că astăzi gătiți pentru niște oameni care se pricep să lucreze cu orice fel de buget. Așa. Aole. Contabil. Și anume, stiliști. Stiliști. Du-te, mă! E bine. Stiliști. Stiliști. Deci trebuie să facem mâncare cu stil, bă. Cu stil, trebuie să arate bine. Cu stil, bă. Ieftineală, dar fița și după lume, că nu se poate. Deci e pe finețe.
nu ne-a zis și nouă de la început, ne-a zis la final că e pe finețe, că trăgeam mai tare, că na, să avem și noi bănuți mai mulți, că așa. Mergem într-un restaurant, pe ce dăm noi 15 lei? Poci. Pe ciorbă. Bă, când a zis ciorbă, mi s-a făcut rău. Stop joc. Pupați-a ștălpile. Menică, dacă facem o ciorbă, facem o ciorbă. Bă, și eu fac ciorbă. Ciorbă ardelenească, tarhona, fumătură, o ceva acolo. Nu a făcut rău. Ce ardelenească, mă, ești nebună? Mamă, stylish, stiliști, ca ciorapii tăi, glam. El a zis ciorbă și noi ne-am aruncat ca gâștele să zicem ciorbă de perișoare, ciorbă de nu știu ce, dar el n-a zis, nu știu, supă sau, a zis ciorbă. Noi o luasem puii mei pe chiar că pe sărăchie. Facem un alt fel de ramen, da, un alt fel de ramen, așa. Vreau să văd înăuntru un ou poșat. O poșa costă 50 de bănuți. Ca să-l fierbi, tot 50 de bănuți costă. Facem o zămuță, am văzut acolo niște pulpe de rață. Dintr-o pulpă de rață, dacă pun în 7 farfurii, cu 2 pulpe am terminat. Deci, na, costă n-ai și gustul ăla care l-am mâncat eu odată când eram eu micuț așa. Și vedem ce dracu de mai băgăm pe lângă. Și voi reuși să fac o supă senzațională. Chiar dacă am acest buget mic, din punctul meu de vedere și faptul că am ales ramenul ăsta, nu poate decât să mă ajute. Ce e ăla ramen? Băi, rămânem proști, efectiv rămânem proști. Adică ăsta e cuvântul, n-ai cum, vine câte o idee de asta. Chiar nu mi-e frică. Astăzi chiar sunt sigur că o să am o farfurie spectaculoasă. Da. Mă, sincer să fiu, n-am mai mâncat ramen până acum. Nu sunt așa aspectoase și le-am văzut așa colorat de ciudat, n-am mâncat. Dar cu calm, cu nebunie, fetele trebuie să-mi facă ouăle încet, încet. Fii atent că ăștia au făcut ramen de la Bontea cu japonezul. Bă, Ricky, e șmecherie omul, deci face mâncare super bună. Nu știu ce s-a întâmplat cu ramenul ăla, eu n-am gustat din el, dar ei n-au câștigat. Și eu cred că șef Scărlătescu vrea să facă un ramen și să le arate că un român face un ramen mai bun decât un japonez. Dragii mei, dacă sunteți pregătiți, suntem, și v-ați hotărât, aș vrea să vă spun un moroc și 3, 2, 1, start! Mulțumim, hai! Facă! Băi, nu rupeți ușile! Dă-i mușchiul! Am fugit cu Elena ca să fiu sigur că prindem mușchiulețul. Ia. Sunt în spate aici. Bă, ce să bat, bă, că-s bugete diferite. Bă, ce să bat? Am plecat, luați ce aveți nevoie. I-am luat carnea ca să fiu sigur că avem pulpa, ca să fiu sigur că mă apuc în timp de ea și o putem face. În mare parte știam exact cum să ne împărțim sarcinile fiecare, știam cine se apucă de pui, cine se apucă de ciuperci, cine va face sosul. Piureu de cartofi, usturoi crocant în piureu de cartofi, da? Și m-am apucat cu Ricky să tăiem mult usturoi, fiindcă era nevoie de usturoi peste tot. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.